acestei lucrări pe care Dumnezeu a făcut-o în America. De asemenea, Anglia și sistemul ei colonial. Știți ce făceau englezii atunci când ajungeau într-un loc pe care îl cucereau și care devenea colonia lor? Prima dată, ei duceau acolo cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu a putut să transforme coloniile engleze din niște locuri sălbatice. Le-a transformat spiritual și economic într-un mod neașteptat. De aceea avem astăzi creștini și în Africa, avem și în Asia, avem peste tot în lume, pentru că oamenii aceștia au înființat societăți misionare care au dus cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu luminează. Cuvântul dus la popor ridică poporul din ignoranță. Dar România, dar noi, vreau să vă spun câteva lucruri, pentru că este ziua națională și ne aducem aminte de faptul că la 1 decembrie Transilvania s-a unit cu România. Știți cum s-a produs redeșteptarea transilvanenilor, a românilor transilvaneni? Pe la 1700 au fost forțați să treacă de la Biserica Ortodoxă la Biserica Catolică și de aceea s-a format Biserica Greco-Catolică, cei uniți cu Roma. Dar în felul acesta, oameni români de noștri din Transilvania au căpătat acces la educație. Au avut acces la Roma, la celelalte capitale importante ale Europei, au putut să învețe și au venit înapoi și au educat poporul în direcția aceasta. A apărut școala ardeleană, de care mulți am făcut la școală și cunoaștem, și așa s-a redeșteptat acest popor. Și la 1918 a avut o elită care au știut spre ce să îndrepte lucrurile. Știți când au venit comuniștii după 1945, ce au făcut prima dată în țara aceasta? Au distrus ce? Elitele din toate domeniile, de la țăranii aceia chiaburi, la intelectuali, la oamenii religioși, la oamenii politici, au distrus elitele. De ce? Pentru că un popor fără învățătură este mai ușor de înrobit. Au înțeles, comuniștii au înțeles importanța învățăturii și au spus, dacă noi nu-i nimicim pe ăștia și să ne clădim pe urmă o elită a noastră făcută și creată prin propaganda comunistă, noi n-avem nicio șansă. Și așa au făcut. Vedeți cât de importantă este învățătura? Vedeți cât de importantă este citirea cuvântului lui Dumnezeu și a celorlalte cărți? Știți când a luat mișcarea evanghelică proporții la noi în țară? După 1921, când Biblia a fost tradusă de preotul ortodox Dumitru Cornilescu și bisericile evanghelice, Biserica Ortodoxă a respins-o imediat, bisericile au îmbrățișat-o imediat. În momentul acela, pentru că ei nu aveau o Biblie într-o traducere fluentă, frumoasă, în momentul acela Biserica Evanghelică, bisericile evanghelice au cunoscut o dezvoltare extraordinară. Iată cât de mult înseamnă și ce important este să avem cuvântul lui Dumnezeu, să-l citim, să-l memorăm, să-l învățăm, să-i învățăm și pe ceilalți de lângă noi. În Psalmul 34 îi se spune, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Gustați! E aici! E aici! E așa de aproape de inima noastră, de mintea noastră și din păcate nu o facem la amplitudinea la care ar trebui să o facem. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Cercetează, studiază, învață, instruiește-te.
beneficiază de această învățătură. Aș putea să spun, îndrăgostește-te de cuvânt, îndrăgostește-te de carte, îndrăgostește-te. Biblia, de fapt, asta înseamnă cărți, e la plural, înseamnă cărți. Îndrăgostește-te de cuvânt și Dumnezeu te va binecuvânta. Nu vei regreta nici tu, nu vor regreta nici copiii tăi. Nu vei regreta peste generații dacă pui cuvântul pe primul loc în inima ta. Nu degeaba în Ioan capitolul 1 ni se spune, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Iată că însuși Domnul nostru Iisus Hristos se denumește prin această formulă, cuvânt, logosul. De aceea, puneți cuvântul ca prioritate în viețile dumneavoastră. Citiți, îndrăgostiți-vă și veți fi binecuvântați. Amin.